Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Presa scrie despre un caz dramatic petrecut în spitalul din Craiova. Un nou caz dramatic petrecut aici, un caz la care nu poți să nu reacționezi, inclusiv la știri la noi ați auzit ceva mai devreme, pe scurt. E greu de crezut că așa o harababură mai e posibilă într-un spital românesc, una care să ducă în felul acesta la moartea pacientului, dar uite că rămâne actual filmul șoc de acum vreo 20 de ani, moartea domnului Lăzărescu. Filmul acela despre insuficiența și inumanitatea ce pot fi întâlnite pe alocuri prin sistemul medical românesc. Nu generalizăm, dar nici nu putem să privim în altă parte, că asta chiar n-a rezolvat nimic, ba dimpotrivă. La jumătatea lunii octombrie, într-o vineri, un craiovean pe nume Aurel Drăghici, în vârstă de 54 de ani, întâmplător vârsta mea, s-a simțit rău. S-a urcat în mașina personală și a șofat până la policlinica Spitalului de Urgență Craiova, unde s-a prezentat la camera de gardă și a cerut ajutor. I s-a făcut un consult sumar și a fost internat la cardiologie, unde doctorița respectivă de acolo i-a stabilit diagnosticul, citez, insuficiență cardiacă cronică clasa 3, insuficiență cardiacă severă. Și doamna doctor a prescris și un set de analize. Și cu asta basta. Citez. Nu am recoltat probele de sânge, pentru că nu am avut eprubete. Aceste probete fiind aduse de către medici, deoarece Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova nu dispunea de acestea, adică de probete în acea perioadă, iar medicul nu mi-a dat probete pentru a putea recolta probele de sânge, a declarat ulterior una dintre asistente în fața polițiștilor. Când ulterior? După ce Aurel Drăghici a murit la 3 zile de internare în spital și după ce a început o anchetă la poliție. Dar până atunci, până să moară, pacientului i-au fost administrate diverse medicamente pe baza unor analize mai vechi pe care el le-a adus. Rezultatul, printre altele, și o supradoză cu un anticoagulant care i-a fost dat în cantități mult mai mari decât era necesar timp de 2 zile. Duminică, pacientul se simțea din ce în ce mai rău, așa că a luat legătura cu doctorița care îl văzuse vineri seară la internare. La ancheta aceasta a declarat, citez, am sunat la sala de tratament și am cerut să mi se trimită prin mesaj rezultatul analizelor dispuse de mine. La ora 15 mi-au fost trimise și am observat că INR-ul, adică o analiză care evaluează timpul de coagulare, avea o valoare de 7,85 în loc de 4, cât știa dânsa inițial. Am spus imediat să nu îi se mai administreze sintrom. Analizele au fost recoltate și lucrate în ziua de 16 octombrie, adică duminică. Și au încheiat citatul. Ca atare, aflat în spital, deci omul a fost tratat în baza unor analize neefectuate, sub motivul invocat de asistență că nu existau eprubete, iar medicul n-a verificat dacă au fost făcute sau nu analizele respective, pe baza cărora stabilise tratamentul propriu-zis, decât după vreo 2 zile, când omul a sunat și a zis că se simte foarte rău. Și starea de sănătate a lui Aurel Drăghici a continuat să se deterioreze. Duminică seara a fost mutat la terapie intensivă, unde avea acum suplimentar și o pneumonie, probabil un efect secundar al tratamentului greșit cu anticoagulante, așa cum știu toți cei care iau astfel de medicamente, că e posibil dacă nu e făcut tratamentul cum trebuie. Marți a murit. Fetele lui Aurel Drăghici, care lucrează în afara granițelor, au făcut o reclamație la poliție, unde a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Culmea, conducerea spitalului susține că a aflat abia după o lună și jumătate ce s-a întâmplat în spital, în propriul său spital, adică zilele trecute. Vă reamintesc, cazul s-a petrecut la jumătatea lunii octombrie, pe 14 s-a internat. Citez din ce spune doctor Cristina Giormăneanu, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, citată de Adevărul. Familia nu a făcut nicio reclamație la noi și n-am știut până acum. Am verificat deja dacă în ziua de 14 octombrie erau eprubete pe secția cardiologiei și erau. Urmează să analizăm și noi tot ce s-a întâmplat. Cei vinovați vor fi trași la răspundere. Am încheiat citatul. Mie mi se pare ireal. Trebuia să protesteze familia la poliție ca să observi că a murit un om la tine în spital? Adică nu există proceduri de anchetă internă în asemenea cazuri?
Abia când sună poliția și te cheamă la audier, te gândești să afli ce s-a întâmplat de fapt? Dar cât valorează viața oamenilor în Spitalul de Urgență Craiova? Nu mai departe de luna trecută, tot în acest spital, o bătrână căreia îi fusese amputat un picior a povestit nepoatei sale plângând cum a fost umilită și bagiocorită de asistente. Doamna respectivă avea 84 de ani. Era internată la chirurgie. Pe 7 octombrie i-a fost amputat un picior. 3 zile mai târziu a fost dusă pe targă la cardiologie pentru un EKG, așa cum recomandase medicul respectiv. Citez din ce a relatat Loredana Nicola, nepoata bătrânei. Bunica ne-a spus că au fost 2 infirmiere. Au urcat-o pe o targă și când au ajuns în locul unde trebuia să îi se facă EKG-ul, i-au spus să coboare singură. Bunica a zis că nu poate. Ele i-au zis să stea într-un picior. Că trebuie să facă un efort, că ele nu sunt obligate să ridice 100 de kilograme, că în fișa postului nu scrie asta. I-au zis de mai multe ori, nu suntem plătite să vă cărăm în spate. Jignită, bunica a încercat să se dea singură jos și a căzut pe ciment. Atunci infirmierele au chemat pe cineva, am înțeles ulterior că un medic rezident a sărit în ajutorul bunicii și i-au ridicat-o. Apoi infirmierele au smucit-o, exact așa a zis bunica, și au zvârlit-o în pat, a declarat Loredana Nicola, nepoata bătrânei. Întâmplarea asta îngrozitoare, care parcă vine dintr-un lagăr nazist, are și o continuare tragică. Tot nepoata femeii povestește, ea a declarat că la o zi după ce a relatat public ce s-a întâmplat, a fost anunțată de cadrele medicale că bunica e pe moarte și mai bine o ia acasă. Iată, tot din ziarul Adevărul, citez, mama a fost la ea cu o zi înainte. Au vorbit, au povestit, nu părea o evoluție mai rea. Nu știm ce s-a întâmplat. Am luat-o cu o ambulanță privată și nu a mai rezistat. Ce se întâmplă, oameni buni, la acest spital din Craiova? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.